Aveți nevoie de doar 20 de minute pentru a pregăti un prânz delicios. Haideți să vă arăt cât de ușor este. Începem cu somonul pe care îl tăiem în 4 bucăți de aproximativ 125 de grame fiecare. Le-am pus în air fryer și am dat drumul la 200 de grade Celsius pentru 12 minute. Pentru sos avem nevoie de zeama de la 4 portocale pe care o punem într-o tigaie, condimentăm cu sare, piper și fulgi de chili, adăugăm și o lingură de miere, amestecăm și lăsăm la foc mediu pentru 7-8 minute. Am adăugat și bucățile de somon și am mai lăsat totul pe foc mic pentru 3 minute. Puteți să-l serviți alături de salată și garnitura preferată. Sper să vă placă și să încercați și voi. V-am pupat!